Care este cel mai valoros, cel mai important asset? În ghilimele, cel mai puternic și cel mai important asset, dacă vrei să fii învingător, dacă vrei să ai succes, dacă vrei să treci peste orice obstacol la care vei fi supus, este mindset-ul sau mentalitatea. Dacă mindset-ul tău este, cum să zic, corupt, alterat, plin de negativism, e destul de greu să devii un om de succes. Sau chiar dacă devii, vei avea foarte multe probleme, să zic așa. Mindset-ul se formează exersând. Este exact ca un mușchi. Cum te duci la sală să ți antrenezi toate grupele de mușchi care în cele din urmă vor crește, așa este și mindset-ul, așa este și mentalitatea, așa este gândirea, așa este percepția noastră. Se poate schimba lucrând. Lucrând, citind, explorând, stând de vorbă cu oameni de succes. Dacă mediul tău este plin de oameni de succes, plin de oameni optimiști, plin de oameni care te vor susține moral, dacă tu devii pozitiv, tratezi fiecare obstacol ca pe o lecție, nu te dai bătut și mereu te gândești cum poți să fii mai bun azi decât ai fost ieri, nu ai cum să nu câștigi. E un proces lung, e un proces greu, poate unul chiar singuratic, pentru că mulți oameni nu te vor înțelege. Oamenii din jurul nostru, majoritatea, sunt pesimiști. Ei nu recunosc asta. Vorba pesimistului este, eu sunt realist. Dar când vine un optimist, un visător, cu planuri mărețe, imediat este doborât de cei realiști, care de fapt, de cele mai multe ori, nu înțeleg, critică și nu pot concepe ceva ce ei nu pot înțelege. Ca să ai succes și ca să fii un om de succes, indiferent ce faci, indiferent de domeniu, indiferent de unde ai plecat, mindset-ul este cel care te va scoate la lumină. Nu poți să ajungi milionar pornind de la zero dacă nu te visezi deja acolo. Nu poți să treci peste bariere dacă nu ești pregătit psihic să treci peste acele bariere. Mentalitatea se formează în timp. Mindset-ul, adică mentalitatea, se formează citind. Cunoscând oameni care au reușit, o să vezi că indiferent, cum să spun, dacă tu ai niște concepții care poate sunt greșite, dacă începi să citești vreo 20-30 de cărți și o să începi să studiezi oameni care au reușit, o să începi ușor-ușor să gândești și tu așa. Vei fi influențat în mod pozitiv. Am primit niște mesaje foarte interesante la clipurile pe care le-am postat pe acest canal. Comentarii care m-au întristat, pentru că pur și simplu vin de la oameni care au o mentalitate extrem de greșită, pe care de altfel vreau să o comentez chiar acum. Am făcut un clip care se numește Banii nu aduc fericirea, cea mai mare minciună pe care o vei auzi peste tot. Și în ce sens? La ce m-am referit aici? Am dezbătut subiectul ăsta pentru că e așa mai tabu. Unii consideră că banii sunt malefici, alții consideră că banii sunt foarte utili. Oricine își dorește bani, oricine lucrează pentru bani, fără bani nu poți supraviețui, fără bani nu poți face lucruri care te fac fericit. Cum mi-a spus un prieten foarte bun din domeniul ăsta financiar, banii nu te schimbă, banii îți dau puterea să fii tu însuți. Când nu ai bani, poate că caracterul tău este limitat. Când ai toți banii pe care ți-i dorești, atunci iese la lumină adevăratul tău caracter. Dacă este unul alterat, vei face lucruri nasoale. Dacă este unul foarte frumos, îi vei ajuta pe alții. Și am citit un comentariu. Te contrazic total. Omul prin natura sa are instinctul lăcomiei și al dominației, vrea să fie cel mai cel, tot ce își dorește este să facă din ce în ce mai mulți bani, indiferent de mijloace. Greșit. Pentru a ajunge bogat, trebuie să-ți bați joc și să-i distrugi pe alții, să profiți de slăbiciunile lor, să-i înșeli, să-i fraierești, să alegi calea ușoară, profitând de pe urma altora mai naivi. Asta a spus un urmăritor, e doar unul dintre cele vreo 8 paragrafe.
Un om bogat nu ajunge la un anumit prag și apoi se relaxează. El este mereu cu telefonul la ureche pentru a face mai mulți bani sau a nu-i pierde pe cei deja câștigați. El mereu are aspirații mărețe, să aibă iați, 10 vile, bolizi de lux, cele mai frumoase femei, etc. Un om cu astfel de gândire nesănătoasă nu are ideea de contribuție la societate și practic tu creezi 100 de locuri de muncă ca să te citezi pe tine. El are mentalitatea, mai fac o firmă să-i sclavagesc pe ăștia ca să am profit maxim, mai dau 2-3 șpăgi pe aici pe acolo ca să trec bine la controle. Ce dacă fabrica mea polează bani să producă? Import pastilele astea cu 50 de lei și le vând cu 200 ca să fac profit, dau șpagă ca să fiu singurul importator pe piață și m-am scos. Acest domn este plin de negativism și ratează în totalitate esența antreprenoriatului și a omului de succes. În vreme ce da, unii exagerează și sunt perfect de acord cu asta, să nu uităm că aproximativ 2% din populația globului este reprezentată de cei care creează locuri de muncă, sunt antreprenori și contribuie la diverse lucruri, investiții și așa mai departe, iar 98% lucrează pentru cei 2%. Nu o spun decât din cifre. Uitați-vă ce s-a întâmplat în lumea în care trăim. Din cauza crizei sanitare s-au închis business-uri. Business-urile sunt deținute de cei 2-3%. Ce s-a întâmplat cu oamenii? Au ajuns toți în stradă, mulți. Șomaj ridicat, salarii scăzute, stres psihic. Toți acești oameni care lucrează pentru cei care creează locurile de muncă, cei 2-3% pe care acest domn îi judecă ca fiind om bogat, nu trebuie să fii om bogat, să ai o mică afacere nu înseamnă că ești un om bogat, un om bogat înseamnă altceva. După cum se poate vedea, pentru că s-au închis mii de business-uri, companii aeriene, foarte mulți oameni au ajuns să-și piardă locul de muncă, ajung în stradă și nu mai au ce mânca. Așa că este un ecosistem, asta am spus domnului în acest comentariu, că este un ecosistem în care e nevoie și de antreprenori și de muncitori. Un angajat poate nu-și dorește stresul pe care îl are un antreprenor, un angajat poate nu-și dorește să piardă alte ore după program, un angajat poate nu-și dorește să fie supus riscului, că să fie antreprenor ești supus la riscuri, și sunt multe, multe alte lucruri pe care un angajat nu, pur și simplu nu le vrea. Vrea un job bine plătit, dar și pentru acel job bine plătit e nevoie de educație, experiență, o bună purtare, trebuie să ai niște abilități, niște skill-uri ca să fii și un angajat foarte bine plătit, dar, repet, uite, mai zice aici ceva, un trai modest, tot de la același urmăritor care a scris, un om cu un trai modest nu își încarcă mintea cu așa ceva. El se bucură de lucrurile simple, se bucură că este sănătos, că are ce pune pe masă, se bucură de familie, de un răsărit de soare, să-și audă soțul, soția când îi spune te iubesc și copiii ce faci mami, tati. Când spun despre un trai modest, mă refer la un om care dacă vrea o înghețată sau o pereche de pantofi, poate să meargă să-și cumpere, nu se gândește că trebuie să pună la saltea ăia 200 de lei că nu are din ce trăi mâine. Un trai modest presupune 3.000-5.000 de lei, cred. Eu cred că nu. Da, cu 5.000 de lei poți să trăiești decent, dar hai să ne gândim la, apropo de ce ai spus tu, că ăla profită, că ăla face, că ăla drege, că ăla nu știu ce. Banii pe care tu îi dai la înghețata aia, îi faci unuia niște bani. Banii pe care îi dai pe pantofii aia de 200 de lei, îi dai cuiva care face bani. Tu, în continuare, o să ai nevoie să cheltui bani. Pe mâncare, pe întreținere, pe curent, pe carburant, pe mașini, pe excursii, pe orice, da? Dacă ți-ai cumpărat un telefon, că vrei să te auzi cu familia ta din România în Italia, din România în Spania, ai contribuit la afacerea celor care vând telefoane. Ți-au prestat un serviciu, ți-au vândut un produs. Sunt ei de vină? Nu, te-au ajutat. Dacă îți cumperi un apartament, ai făcut mai bogat un dezvoltator imobiliar, o să-l înjuri toată viața că și-a pus un adaos ca să-ți facă ție o locuință? Păi dacă nu-ți convine, poți să-ți faci tu. Dar s-ar putea să nu poți, s-ar putea să nu vei să te zbați și s-ar putea să nu ai resursele necesare. Omul ăla, deși a făcut un profit, ți-a adus un serviciu, ți-a adus un produs, un apartament, ți l-a pus la dispoziție. Tu alegi dacă îl cumperi sau nu, nu te obligă absolut nimeni, este piață liberă. Te deranjează că ăștia de la Enel sunt niște hoți, că au tarife mari sau eu știu orice altă firmă, asta mi-a venit în cap. De ce trebuie să plătesc curent electric când pot să-mi pun panouri solare?
puneți panouri solare. O să vezi că panourile solare sunt niște mii de euro. Păi stai așa, ai fac bogați pe ea de la Enel sau pe ea de la panouri solare? Dacă vrei curent, pe cineva vei plăti. Vrei mâncare, te duci la un supermarket. Dar stai așa că ăștia sunt niște hoți, că... Citesc din aceeași mentalitate. Stai așa că ăștia sunt niște hoți, puii nu mai sunt cum au fost, conțin chimicale. Ok, ia-ți un teren, da, du-te și cumpără de la un țăran, un fermier, sau cumpără-ți tu un teren și fă-ți tu toate aceste lucruri. Dar stai așa că s-ar putea să n-am timp, s-ar putea să nu mă pricep. Vezi tu, deși zici de omul bogat că, aoleu, toată ziua să facă bani, chiar tu în acest comentariu spui că vei cumpăra de 200 de lei niște pantofi, vei cumpăra o înghețată, vei avea o locuință, da? Și ălea costă. Și în spatele produselor pe care le-ai menționat tu, este o firmă sau un antreprenor, pentru care s-ar putea să muncești chiar tu. Te duci într-un mall și acolo vei vedea vânzători. Vânzătorii lucrează pentru niște firme, firmele cotizează, plătesc chirie și utilități pentru mall, mallul plătește la bancă rate dacă există, băncile mai departe au angajați și tot așa este un ecosistem economic. E piață liberă, nu te obligă nimeni să muncești pe 1000 de lei, nu te obligă nimeni să muncești pe 2000 de lei. Dacă poți și vrei, poți să muncești pe 20.000 de lei, pe 100.000 de lei pe lună, pe cât vrei tu. Trebuie doar să te gândești ce știi să faci, dacă vrei să evoluezi sau poți să te complaci într-o situație mizerabilă. De ce am adus în discuție acest comentariu și aceste lucruri? Pentru că am rămas șocat de ce mentalitate greșită pot avea unii oameni. Omul ăsta, după cum scrie aici, cunoaște foarte bine limba română, deci probabil că îmi asum că e un om trecut de 30-35 de ani, dar este limitat de propria sa gândire. Cu o astfel de mentalitate, mindset-ul ăsta pe care îl are acest domn. Nu zic că nu există și o bucățică de adevăr în această gândire, că unii fac orice, nu interesează de poluare, sunt de acord. Că unii abuzează, poate dau șpagă să treacă nu știu ce, sunt de acord. Dar orice mi-ai spune, ai nevoie de acești antreprenori. Cum sunt angajați buni, angajați răi, oameni buni, oameni răi, așa sunt și antreprenori buni și antreprenori răi. Nu înseamnă că toți sunt proști sau toți sunt hoți sau toți sunt buni. Este o selecție. Dar cu o astfel de gândire nu o să poți niciodată să ai succes în viață. Vei fi întotdeauna limitat de un salariu cel mult mediu. Pentru că gândirea ta e atât de negativă, de negativistă, încât îți blochează orice șansă, orice tentativă să evoluezi. Dacă vrei să evoluezi și ți-a apărut gândirea asta, te-ai blocat. O să zici, stai mă așa, de ce să învăț eu în plus, de ce să mă duc eu la muncă, că iau cu 500 de lei în plus, banii aia oricum îi dau la altul care mă muncește, las că stau eu în banca mea și nu mai fac nimic. Trebuie să existe optimism, trebuie să existe voință, ambiție și un mindset care să țină cu evoluția ta. Cel mai ușor mod de a-ți crește, de a-ți dezvolta un mindset, o mentalitate pozitivă, corectă, este să fii înconjurat de oameni care sunt pozitivi, de succes, oameni frumoși de altfel. Acum depinde, că s-ar putea să fii oaia neagră dintr-un cerc de oameni pozitivi, iar oamenii ăia când o să vadă că unul ca dânsul vine cu astfel de dileme și de concepții, îl vor exclude din grup. Eu ca om pozitiv îmi doresc să-mi petrec timpul lângă oameni pozitivi. Eu nu suport să stau lângă oameni negativi. Dau de ei, trec pe lângă mine, îi văd în fiecare zi, îi văd în comentarii, îi ignor. Oricât de mult mă deranjează pe moment, la finalul zilei îi ignor. Ignoranța negativismului este cheia optimismului, din punctul meu de vedere. Faptul că am ignorat de atâtea sute de ori oameni care au vrut să mă tragă în jos, acest lucru m-a ajutat. Și nu doar pe mine, pe toți oamenii care astăzi au succes. Și repet, și cu asta închei, dacă ai bani, dacă ai succes, dacă ai un caracter puternic, vertical, poți face lucruri frumoase. Poți dona, poți construi, poți face alți oameni fericiți. Se pot face aceste lucruri. Nu înseamnă că dacă ai bani, ești malefic, ești rău, ai furat, ai avut noroc, ți-a dat mami,
ești bulangiu și nu știu ce. Și fără să fiu răutăcios, toate aceste lucruri urâte pe care le văd, le citesc și le aud despre oamenii care sunt de succes, vin de la oameni care asta își doresc cu disperare și nu pot avea. Și atunci inventează scuze. Scuzele te vor ține întotdeauna sărac. Și la fel cum am spus-o și în alte episoade, trebuie să-ți identifici slăbiciunile și să încerci să ți le îmbunătățești, să le perfecționezi, să le excluzi, să le repari. Voi ce părere aveți despre mentalitate și despre mindset? Considerați că acest domn are dreptate sau nu? Sunt curios să aflu în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.